Salutare, dragi prieteni, de la Oradea. Este 17 octombrie și ne aflăm în crescătoria de reproducție. De ce am ales să facem acest filmuleț? Pentru că astăzi începem să separăm femelele de masculi. Trecem deoparte și puii pe care i-am scos, această ultimă serie de pui consanguinizați de Claudiu. Da. Pentru reproducție și începem deja să ne gândim la perechile pe care le vom face în sezonul următor. Vom vedea și porumbeii care au performat și porumbeii care n-au performat foarte bine în perechile crescătorii unde am trimis și în funcție de aceasta ne vom face strategia pentru anul viitor și pentru un pereche. De exemplu, aici este o femelă deosebită, Ebena, la Falco Eben, o fică din Linus. Ea mai are un pui care va fi crescut de mascul. A fost împerecheată cu un mascul cu origini Gunther Tagme de la Kip, de la familia Kip 255. Are acolo un pui, va fi crescut de mascul și în această box a fost mutat tot un pui de aici și la fel va fi crescut de mascul. Pentru anul viitor, această femelă va primi un mascul de curse lungi de maraton, pentru că așa cum știți deja, ne îndreptăm cam cu toate forțele spre cursele lungi și vom încerca o combinație de acest fel. O altă femelă de general, aș putea să spun, de la prietenii noștri din Portugalia. Iar acesta este unul din puii pe care i-am scos anul ăsta. Păi, din ce este? Poate tu știi direct. Asta e din 5-3-2. Al doilea fel din Golden Glory, cu o femelă cu o femelă adusă de la Kip, o consanguină pe materne, pe familia lui Golden Glory. Am pus în pereche tot în consanguinitate pe Emil Materne, porumbei de catriș, să scoatem cât mai pur sânge. Vom vedea ceva, da. Ce vă recomand tuturor, ca în această perioadă să analizați foarte bine la mână cum se dezvoltă puii, mai ales puii târzii, care vreți să-i băgați la reprodus pentru anul viitor. Asta pare o femeluță frumoasă. Din familia Kipilor. Fiul lui Lagerta cu Golden Glory, ce au jucat în Germania, da. Bambelu, da? Cu în Bordeaux. O altă femeie adusă de la Kip, tot consanguină pe Materne. Deci, ce ai tot consanguină pe Emil Materne, pe familia lui Golden Glory, porumbei de catriș? Super consanguină, nu așa? Da. Nu e un fiu din Ebena. Și din 255. Da, de ce mai avem. Da, putem băga la vânzare. Că punem două clipsuri pe cei care trimitem la licitație. E bine, dragilor, asta se întâmplă cu fiecare pui. Asta e din 0.50 cu 102, un consanguină pe Enis. Oh, știi chiar. Bine arată. A trebuit să mai crească. Tot de nebenat. Tot de nebenat. Da. Dacă vă întrebați de ce trecem la vânzare pui din Ebena, principal cum avem 2 aici. Plus maturi, 4. Plus 4 maturi. Avem destul de mulți. E rupt. Asta e rupt, da. Defect de fabricație. Fe-
femeile din 255 cu femeia de la Iuri de Blanc. Oh! Mamă, ce fain este. Masă musculară mare. Asta e... A dus aici de pereche. Da? A fost la zbor, da? Da, da, da. O tardivă anul trecut. Tardivă, da. Asta e din 255 cu femeia de la Iuri de Blanc. Iuri de Blanc, scuză-mă, 255 cu Iuri de Blanc. Da. Nu stă mână, mă. Erau tardivi anul trecut acolo la tine și cum ai dus cu cușca, am adus aici, am avut masculin în plus. I-am dat o șansă. Cu ce-a fost anul ăsta? Cu portughezul. Și? Ai și la Mira și în Slovacia, cred că din ei, dacă nu știu. Sau da, unul este garantat, da. Asta e din Ebena. Da. Și din ăla de 2015, din general. Da. Două surori. Din asta nu te-am trecut la Columbodrom în Ungaria, 2 din 2. S-a adus de la femeile de zbor anul trecut. Mai pun eu un clips. Avem mulți. Ei, dragilor, cam asta este procedura. Nu e nimic complicat. Doar că fiecare pui trebuie analizat și cei care au defecte trebuie eliminați. Deși seria asta de pui clavul care ai scos-o... De 50 de ani. Nu, e o consanguinitate dintre perla neagră și 0,42, doi semifrați de 0,50. Păi. Consanguin pe aia. În doi semifrați. Interesantă. Da. Are și pe Golden Glory. Și dincă la perla are obiei de la... Era Sibianca, parcă. E Sibianca, da. Cum are perla? Mascul, un mascul care a fost fiul din Sibianca lui Nelu Stanic. Yeah. Cu 50 au dat-o pe... Perla. Perla, da. Asta? Asta e din consanguinul pe Enis, ce l-am ținut anul trecut la matcă, care e din 546 cu 131 lui. Da. Și mama e 005, Enis a făcut. Deci Larie pe Enis în spate de 3 ori. Fiul de Enis. Fică de Enis. Fică de Enis, mama. Da. Da, și cu un consanguin pe Enis. Un dublu nepot pe Enis. Făcută... Asta vă mai la matcă. La mine. Care? La mine la matcă. Asta nu ți-am zis ieri și ai zis că mi-o dai. Asta nu e tu? Da, îmi duc mai... Începusem să-l aud. Îmi mai complectez și eu matca mea. Claudiu, știi cum face cu mine? Vin la cine cușcă și zice, mă dai mie pe ăla de acolo. Să-mi dau. După aia mă arată mai bine care e porumbelul. Ăsta? Din la Gherța și din... 4-2-3, fiul lui Golden Glory. 4-2-3, nu 4-2-3, 4-2-6. 4-2-6. Da, te confund. Perechea... Perechea minune. Da. Așadar, am vrut să împărtășim cu voi procedura prin care separăm porumbei. Nu e nimic neobișnuit, dar poate vă prinde bine. Este, cred eu, de făcut această separare a porumbeilor pentru ca ei să poată să-și finalizeze înăpârnirea în cele mai bune condiții, să nu mai fie ocupați cu pui, cu ouă și cu alte activități care ar putea deranja perioada de înăpârnire. În următoarele două luni, porumbeii vor înăpârni complet, îi vom vaccina și îi vom pregăti pentru o reproducție 2025. Până atunci vă transmitem multe salutări de aici, de la Oradea, și dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit să o faceți. Multe salutări! Vă salutăm!